George Bernard Shaw, un mare scrittor di in secolo ultrecut, ha spusso data che uomini inzelepsi si cominci se adattasa realitazzi. In tim c'è né buoni sci né sincizi, se incapacinesche sa adaptese realitate alle esigenze le loro. Deci, prima urmare, se pare che or c'è progresso, se dato rasa la nebunie sci la nessinzire. Oare sa fie chiara scià. Salut sci, bine tam gasit, sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor, sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că pentru a obține o performanță de top de multe ori e nevoie de o doză mare de nebunie, hai să vedem cât de adevărat este. Realitatea este o temă foarte complexă pentru că conceptul nostru de realitate se schimba mereu. Adevărul este, și deja am vorbit de aspectul ăsta când am vorbit despre antreprenoriat, despre faptul că să fii un antrenor ai nevoie de o doză de nebunie pentru că vezi lucruri unde nu sunt, ai o viziune pe care ceilalți nu au. Dar de fapt, asta nu valorează doar pentru antreprenoriatul, ci pentru orice lucru pe care vrem să-l explorăm, pe care vrem să punem în discuție realitatea. Cineva a spus că realitatea nu este decât o halucinație împărtășită de mai mulți oameni, pe care o acceptăm. Dar dacă ne gândim cât de mult realitatea oamenilor, omenirilor, s-a schimbat în cursul secolelor, adică cât de credințe reali, pe care le credeam reali, s-au schimbat. Deci cât de alte lucruri reali de care suntem foarte convinși se vor schimba poate peste un an, poate peste 10, poate peste 1000. E să se schimbe așa ceva, e nevoie mereu de un nebun care nu crede la realitate, care o pune în discuție, care face experimente și se încăpaținește să facă ceva chiar dacă toți ceilalți spun că e nebun, că nu are niciun sens ceea ce face. În sensul ăsta, crede că e o componentă de tinerete în nebunie, sau spunem că tineri sunt nebuni, pentru că, într-adevăr, de multe ori, pentru cei din vârsta mea, tinerii ne par nebuni și fiecare generație s-a plins de cât de nebuni și nesimțiti sunt tineri. Fiecare generație spune, dar de fapt asta este exact problema cu realitate. Noi ajungem la anumita vârstă și știm cum se fac afaceri, știm cum merge lumea, știm cum se vorbește cu oameni, etc. Știm. Pe cât un tiner nu știe, deci face lucruri fără să știe că nu se poate să facă anumite chestii și iată că iese. Adică de multe ori, cei mai mari succese nu s-au datorat la niște genii, ci la niște nesimțiți, care nu au ascultat părerea experților și au făcut la fel. Invențiile sunt pline de temate și am vorbit sub o formă sau alta de tema asta toată săptămâna trecută, cu serendipitate, cu alucinații, cu viziuni, pentru că, repet, în momentul în care noi acceptăm realitatea fixă pe care ni se prezintă fața ochilor, prin definiție stagnăm, adică avem o limită, știm cum stau lucrurile și ne mișcăm în interiorul unui cerc și nu ne întrebăm niciodată cât de mare, cât de interesantă, cât de creativă poate să fie viața afară din acest cerc. Deci, orice călătorie, orice start, orice noutate, orice nouă direcție presupune o doză de nebunie și de, în sensul bun, de ignoranță, adică de faptul că nu știi că nu se poate. Deci încerci. O doză de încredere, o doză de nebunie, adică e singurul cuvânt care le cuprinde pe toate. Deci, în loc de a sta în cercul tău, întreabă-te un moment câte lucruri pe care le consideri reali sunt
chiar așa de reale, cât sunt așa de adevărate. Încearcă să pune, să pui în discuție adevărurile împărtășite, adevărurile consacrate, ceea ce spune toată lumea, ceea ce spun media, povestile care ne se spune toată ziua de la televizor, de la radio, de la net, pune-le în discuție. Dar pune în discuție și chestii banale, chestii, și vezi un moment unde se poate ajunge. Pentru că, de fapt, mi vine în minte un commercial, o publicitate foarte frumoasă de la Apple, de acum câteva ani, care, printre alte, spunea cei care sunt așa de nebuni că crede că pot să schimbe lume, sunt cei care, într-adevăr, reușesc. Deci, gândește-te ce poți schimba din realitatea asta împărtășită, dar plictisitoare. O zi bună în continuare!